Să aveți bucurie, sufletelor dragi, să fiți binecuvântați și în această seară, în această zi, să primiți mesajul binecuvântării. Pentru că emisiunea pe care o urmăriți la această oră vă este dedicată dumneavoastră, vă este dedicată familiei și în mod special acelora care astăzi treceți prin momente grele. După cum citiți pe micul ecran, tema emisiunii de astăzi este una care are legătură cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Să nu lăsăm gândurile să pună stăpânire pe viața noastră, gândurile negre. Aș vrea să vă întreb, cei care la această oră mă urmăriți, pentru că am reușit să ajung să fiu astăzi în platou, câte momente de cumpănă și prin câte momente de disperare nu ați trecut, încât la un moment dat, prin panica, prin teama care s-a așternut în mintea, în viața voastră, ați avut impresia sau aveți impresia că nu se mai poate face nimic și că totul e sfârșit. Să știți că gândurile creează materie. Gândurile, în mod special cele negre, cele care sunt sumbre sau cele care sunt pline de negativism, atrag după ele îndeplinirea ceea ce noi numim eșec sau îndeplinirea ceea ce noi numim neșansă. De ce? Pentru că toți oamenii care astăzi suferă, toți oamenii care astăzi trec prin momente dificile, s-au conectat la suferință și la probleme și zilnic vorbesc despre ele. Aș vrea să vă rog pe toți cei care vă regăsiți în ceea ce vă spun astăzi, să vă deconectați de problemele voastre, să nu mai dați voie gândurilor negre și gândurilor întunecate să pună stăpânire pe mintea voastră, pentru că ele de fapt sunt preparate în mintea voastră și ele de fapt creează un program pe care voi singuri vi-l creați la ceea ce se poate întâmpla sau urmează să se întâmple. De aceea Sfânta Scriptură ne spune să nu ne pierdem și să nu ne temem. Pentru că atunci când te temi, atunci când ești cuprins de frică, mintea nu mai funcționează la parametri normali, mintea este stăpânită de întunericul pe care problemele vieții noastre îl menține și îl aduce. Și mai mult decât atât, ci se blochează perspectiva gândirii unei evoluții progresive și ajungi la un moment dat să îți dai seama că tot ceea ce ai visat, tot ceea ce ai construit, poate gândurile frumoase pe care le-ai avut sau le ai față de o persoană se ruinează și acestea creează de fapt o lume a întunericului în care tu singur te introduci, pentru că nu-ți dai voie ție și celor care vor să te ajute și chiar puterilor cerești să intervină, pentru că gândul tău, repet, materializat fiind în sfera de credință pe care tu o dezvolți, că ceea ce crezi se întâmplă, nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Vă amintesc de un episod în care Hristos a vindecat un bolnav ce apelase la puterea Mântuitorului Hristos strigând: „Fie-ți milă de mine, Iisuse, fiule al lui David.”
Iisus Hristos l-a privit și l-a întrebat: tu crezi că eu te pot vindeca? Tu crezi că eu, cel care sunt Iisus Hristos, pot să-ți vindec suferința pe care o ai? Și ce i-a răspuns? Cred, Doamne, ajută-mi necredinței mele. Mântuitorul i-a răspuns atunci: fie după credința ta, pentru că credința ta te-a mântuit. Câți dintre noi nu suntem astăzi încercați de aceste tulburări ale vieții care vin peste noi și care ne apasă de multe ori și ne introduc de la viața normală la una tumultoasă, tristă, în care ajungem, și vă spun că sunt mulți oameni care au ajuns să-și cheltuie banii la psihologi, la medici, sunt internați prin spitale de psihiatrie pentru că mintea cu gândurile pe care, de fapt, noi le-am acceptat ca să devină realitate, au ajuns să învingă puterea unui om de a lupta. Aceste gânduri negre vă înving dorința și putința de a reuși să vă redresați și să nu vă prăbușiți. S-au făcut mai multe teste, s-au făcut mai multe analize pe anumite perioade ale vieții și anumiți ani în care au apărut și au fost evenimente neprevăzute. Și un eveniment neprevăzut a fost pandemia, de care tocmai cu ajutorul lui Dumnezeu am scăpat, eliberându-ne de anumite frici sau stări ce ne erau anunțate, induse, poate prin emisiunile care mai de care mai importante și focusate pe ideea că dacă nu porți o mască poți să mori sau că poți să te îmbolnăvești. După ce am depășit această perioadă dificilă, s-a constatat că mulți dintre oamenii care în acele momente priveau la televizor și ascultau astfel de știri s-au îmbolnăvit. S-au îmbolnăvit nu de virusul, care era atât de puternic și era atât de, poate cuvântul nu-i potrivit, nociv, pentru că el era transmisibil foarte ușor. S-au îmbolnăvit, iubiții mei, de frică. Și să știți că în momentul în care omul a dat voie fricii să pună stăpânire pe mintea sa, anticorpii și tot ceea ce numim noi sistem de apărare a acestui organism nu mai funcționează la parametri normali, nimic, și boala, prin acceptul indirect pe care noi îl dăm prin gândirea noastră negativă, pune stăpânire pe corpul, pe sufletul și pe mintea noastră. De aceea există acel proverb, dacă vă amintiți de el: ai grijă ce spui sau ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. S-a dovedit de-a lungul vremii, și vă spun din experiența personală, că mulți dintre oamenii temători, oamenii suspicioși, să nu fie păcăliți, să nu fie subiect al unor judecăți sau al unor gândiri din partea, bineînțeles, altora, au devenit ei propriile victime și au ajuns să-și autodistrugă viața lor prin faptul că la momentul la care începi să gândești negativ, tu devii, și să țineți minte ce vă spun, de fapt oglinda ceea ce tu gândești despre tine. Dacă te vei privi în oglindă și vei vedea în oglindă o față tristă și vei începe să plângi
și să te judeci pe tine sau să-i judeci pe cei care te-au adus în această situație, nu rezolvi nimic. Din contră, te vei adânci mai rău și mai mult decât te-ai adâncit până acum. Când ești într-o situație neprevăzută sau când poate apare în viața ta o situație neprevăzută, primul lucru la care trebuie să lucrezi este acela de a avea răbdare și de a cântări de ce ți s-a întâmplat, de ce ți se întâmplă și ce vrea Dumnezeu de la tine, îngăduind să se întâmple ceea ce tu astăzi trăiești. V-am explicat de mai multe ori și v-am rugat să înțelegeți că mesajul meu poate pare uneori atipic. Este un mesaj al unei gândiri libertine pe care eu, ca slujitor și ca preot ortodox, încerc să vă aduc respectând tiparele cele sfinte, pentru că nu cred că poate spune cineva că prin învățăturile mele l-am trimis la bar, la bal sau la restaurante să bea sau să meargă acasă și să se certe cu soția, ci din contră. Am încercat prin învățăturile mele, prin recomandările mele, să vă aduc în casă liniștea și să vă învăț care sunt secretele pe care noi, oamenii, trebuie să le știm pentru a nu cădea în această extremă, agonia și extazul, sau de la bine la rău, așa cum mulți dintre oamenii puternici, din păcate, care au trecut prin anumite încercări și au trecut prin anumite necazuri, au ajuns să se piardă, să se risipească și valoarea pe care o au să fie pusă sub obroc de teama ca nu cumva cineva și cândva să-i comenteze, să-i blameze și să-i judece. Să nu uitați, iubiții mei, un lucru, că dacă ar fi să vă luați fiecare în parte viața și să puneți o altă persoană să vă analizeze părțile pozitive și cele negative, cu siguranță s-ar găsi oameni care v-ar găsi neghina din viața voastră, v-ar găsi slăbiciunile și păcatele pe care și voi le aveți, indiferent de funcția și poziția pe care o ocupați. Și câtă vreme aveți o astfel de gândire de frecvență joasă, de a ajunge să judeci, să comentezi și să gândești rău despre o persoană, peste câteva zile, și să țineți minte asta, vei fi beneficiarul aceleiași judecăți, aceleiași gândiri, pentru că oamenii pe care tu ți-ai făcut prieteni și i-ai atras în cercul tău convențional, prin care tu de altfel îți desfășori activitatea vieții, vor gândi la fel ca tine. De ce? Pentru că, repet și repet, să țineți minte, ești oglinda a ceea ce gândești. Ce trebuie să știți, că în orice problemă pe care noi o avem, există soluții, sau la orice problemă pe care noi o avem, există soluții. Întrebarea pe care aș dori să vă pun la această oră, pentru că mă veți vedea și în reluare dimineață, și cei care doriți, vă aștept cu drag să veniți la Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, unde vă voi citi rugăciuni de dezlegare, pentru că la fiecare întâlnire citesc aceste rugăciuni de dezlegare a sufletului, dezlegarea de blesteme, dezlegarea de jurăminte pe care voi le-ați făcut și nu le-ați respectat. Și revin la ceea ce vă spuneam, la întrebarea pe care aș dori să vă pun în această emisiune: cât costă fericirea voastră și dacă are un preț? Aș vrea să gândiți puțin logic. Cât de ciudați suntem noi oamenii și cât de superficiali devenim uneori când este vorba de noi și de sufletul nostru.
Nu merg mai departe decât la oamenii care țin foarte mult la etichetă. Se îmbracă la modă, investesc mult în imaginea acestui trup trecător. Alergăm și aleargă mulți. O viață întreagă să adune comori și averi. Și ce este mai important, sufletul îl lasă uitării și de fapt omul își amintește de suferința sufletului doar atunci când acesta începe să-l doară. Am întâlnit mulți miliardari, am întâlnit mulți oameni cu bani care au venit și au plâns în fața mea și au zis: Părinte, toți banii din lume nu mă ajută să-mi găsesc de fapt ceea ce îmi lipsește, echilibru și acea fericire de care ne vorbiți la televizor atât de frumos în emisiunile pe care din când în când avem timp să vi le urmărim. Și mi-a spus un lucru foarte, foarte trist pentru mine, mă doare sufletul. Aș vrea să vă întrebați, vă doare sufletul? Aș vrea să vă întrebați dacă la acest moment când mă ascultați v-ați gândit cât valorează fericirea voastră. Mulți nu veți ști să răspundeți. Mulți nu veți ști să spuneți: Părinte, valorează atât sau atât, pentru că în mintea voastră există întunericul gândurilor negre care nu vă dă pace să vă odihniți, care nu vă lasă în pace să vă așezați în ordine viața și care vă chinuie. Și atunci ne întrebăm dacă noi atât de puțin ne prețuim sufletul. Tocmai v-am dat exemplu cu omul care spunea: mă doare sufletul. Când te doare sufletul, de fapt, atunci începi să te trezești la realitatea unei vieți care este total diferită decât cea pe care tu ți-ai construit-o, ți-ai imaginat-o și ai avut-o până în prezentul în care te afli. Și orice problemă pe care o ai, dacă nu o cântărești bine și nu înțelegi că așa cum te duci la o farmacie, îți prescrie medicul o rețetă și plătești acele medicamente, așa este nevoie să te duci la biserica sufletului, la spitalul sufletului tău, unde de fapt îl poți trata. Și mă iertați, am vrut să spun că biserica este spitalul sufletelor noastre. Este locul în care omul, atunci când este supărat, când este trist, când este căzut, când trece prin anumite momente la care nu s-a așteptat, își amintește că există biserici, că există preoți, își amintește sigur de doctori, de psihologi și își caută rezolvare. Știți că există multe boli care nu pot fi citite nici de aparat, care nu pot fi înțelese de oamenii de specialitate din medicină și cărora și nouă preoților ne este greu să le descoperim, pentru că sunt boli ale sufletului nostru. Sufletul, iubiții mei, este trist atunci când trece prin acea perioadă a vieții de neîmplinire. Sufletul este trist atunci când nu-i dai voie să se bucure. O să fac câteva precizări la fiecare afirmație pe care acum v-am făcut-o. La prima m-aș opri: nu-i dai voie să se bucure. Nu-i dai voie sufletului să se bucure pentru că o zi întreagă alergi de dimineața până seara ca să aduni comori
pe care într-o zi le vei lăsa, pentru care probabil cei care le vor moșteni se vor judeca ca să le împartă și alții te vor blestema și te vor înjura că nu ți-ai amintit și nu le-ai dat suficient. De aceea sufletul vine și spune: de ce n-ai grijă de mine? Eu te pot face fericit. Prin mine Dumnezeu vorbește. Prin mine, prin suflet, îți spune ție glasul fericirii și iubirii. Tu îl poți auzi. Din păcate, mulți nu îl auzim pentru că suntem prea ocupați să facem asta. E atâta gălăgie pe pământ încât nu se mai aude nimic din cer. Și pentru că vorbim de suflet, am venit eu, un preot, care n-ați auzit de el, care nu este niciun vestit și renumit duhovnic, așa cum probabil i-a avut de-a lungul vremii Biserica Ortodoxă. Dar am venit totuși, prin nevrednicia mea, prin neputința și păcatele mele ca om, să vă propun rețeta vindecării sufletului vostru și să vă propun că dacă până astăzi voi n-ați găsit rețeta și liniștea pe care vă doreați să-l cunoașteți pe Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie, un sfânt atât de puternic, și vă mărturisesc public, încât în acești ani ai preoției puține minuni mi-au fost date să le mai întâlnesc în altă parte față de cele pe care le-am văzut în câteva luni în care oamenii pelerini au venit la bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, care îl găzduiește moaștele Sfântului, au venit să se închine, să se roage și și-au găsit izbăvire. Când vezi sub ochii tăi că se întâmplă minuni, când vezi că doi oameni vin în prag de divorț, la poarta bisericii se certau, își aruncau cuvinte grele, i-am rugat să fie decenți că intră într-un loc sacru și le-am recomandat fiecăruia să ajungă la sfânt și să se roage. Au ajuns la racla pe care ați văzut-o în imagine, racla cu moaște, la care încă mai avem mici datorii, și de aceea mai apelez din când în când, poate cei care doriți să ne ajutați să o faceți. Dar revin la ceea ce vă spun, și acești oameni, acum de curând s-a întâmplat, s-au dus pe rând, s-au închinat Maicii Domnului și s-au rugat Sfântului, fiecare cum a știut, pentru liniștea sufletului lor și pentru izbăvire de aceste momente de groază, de ură, în care fiecare își aruncau cuvinte grele și se judecau unii pe alții, aruncând vina unul pe altul. După un sfert de oră, i-am văzut pe amândoi plângând și pe amândoi alți oameni. Dacă în momentul intrării în biserică aveau chipul buhăit, cu ochii urâți, plini de furie, în mintea lor am simțit Duhul cel necurat care punesese stăpânire și îndemna la ură. După ce s-au întâlnit cu Sfântul și le-au povestit probabil prin rugăciune povestea vieții lor, ceva s-a întâmplat, pentru că au început să plângă.
Și după ce au plâns fiecare, amintindu-și de momentele frumoase pe care le-au trăit de-a lungul vieții, mai ales că aveau și doi copii, la recomandarea mea s-au îmbrățișat și și-au cerut iertare unul altuia și s-au împăcat. Nu este un lucru extraordinar care să impresioneze lumea, dar credeți-mă că este totuși ceva mai mult decât mintea noastră poate duce. Să întâlnești doi oameni care se urăsc, care au venit la biserică pentru că i-am rugat să vină să-i ascult și i-am rugat să vină să ascult ambele variante, pentru că știți, într-un astfel de moment, când ajungi în prag de divorț, fiecare dintre cei doi crede că are dreptate. I-am ascultat pe amândoi și am spus: dragilor, eu nu sunt judecător. Nu pot să te judec nici pe tine, Doamnă, nici pe tine, Domnule. Lăsăm faptele voastre la judecata lui Dumnezeu, dar până atunci vă trimit înaintea unui sfânt al dorințelor, care prin puterile sale chiar face minuni. Așa au făcut și așa cum vă spuneau, în momentul acela li s-a trezit glasul conștiinței. Sfântul i-a împăcat și acești oameni astăzi îmi mulțumesc că le-am schimbat viața și că dacă nu m-ar fi întâlnit, poate erau într-o suferință amândoi, pentru că de multe ori orgoliul pe care noi îl avem de a ne demonstra puterea și de a ne demonstra forța pe care o avem de a distruge ceea ce am construit în ani grei este mai mare, iubiții mei, decât credința în puterea și dragostea lui Dumnezeu. Să nu faceți asta, indiferent de situația în care vă aflați. Să nu faceți asta, iubiții mei, indiferent de ceea ce vi se întâmplă. Iar dacă aveți încredere în ceea ce astăzi eu vă vorbesc și nu vă vorbesc întâmplător, ascultați-mă îndrumarea că nu sărăciți. Și în casa voastră cereți-l pe Sfânt să ajungă și odată cu el să vă luați și pachetul bucuriei. Acest dar al bucuriei care îl vedeți pe masă, care este format din un de lemn sfințit, un lanțișor pe care vi-l puneți la gât, tămâia sfinților și cartea, bineînțeles, care este foarte importantă, pentru că în ea, de fapt, sunt dezlegările nodurilor vieții, dezlegările necazurilor vieții. Și așa cum noi, ca oameni, avem nevoi, așa cum avem boli diverse, unii suferă de inimă, alții de boli vasculare legate de alte membre ale corpului, așa și rugăciunile sunt diferite. Dacă ai o situație în care copilul nu te ascultă, nu poți citi rugăciunea de dezlegare de blesteme. Dacă ai o situație în care copilul tău sau fiica ta nu se căsătorește, degeaba citești anumite rugăciuni care ți-au fost recomandate, pentru că la fiecare problemă pe care, cu ghilimele de rigoare, le avem, există îndrumări și rugăciuni care se fac pentru acea problemă. Vă pot doar confirma că mulți tineri care și-au căutat perechea sufletului, venind și rugându-se la Sfânt,
și-au găsit-o. Și-au găsit perechea lor, pentru că odată cu dorința pe care aceștia au avut-o, a apărut și încrederea că puntea de la frecvența joasă la cea înaltă la care doreau să ajungă este realizată prin credința despre care vă vorbeam mai devreme. Crezi Tu că Eu te pot face bine? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. La fel și Sfântul vă întreabă: voi credeți că Eu vă pot ajuta? Și dacă spuneți: cred, Sfinte, ajută-ne și mijlocește înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca dorința mea, suferința mea, boala mea să dispară, iar dorința să mi se întâmple spre bucuria, spre pacea și liniștea vieții mele, pentru că de pace și de liniște aveți nevoie atunci când sunteți încercați, când sunteți chinuiți și v-a mai rugat ceva, să fiți milostivi. V-a jucat doar pentru câteva secunde să vă gândiți la câți bani rosiți inutil. Ajutați, iubiții mei, oamenii săraci. Fie vă milă de cei care cerșesc și nu-i condamnați. Puneți-vă pentru o clipă în locul lor. Ajutați spitalele, orfanii și văduvele. Ajutați bisericile și v-am rugat și sper ca pentru acest lucru să nu mă judece mai mari bisericii noastre. Să ajutați și biserica, construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Această catedrală, acest edificiu care va vorbi de altfel despre dragostea voastră ca popor și a noastră. Și dacă vreți să ne ajutați și pe noi, să putem să ne achităm ce mai avem de plătit la Sfinții Apostoli, la Raclă și alte lucruri mărețe care le-am înfăptuit, vă vom rămâne profund îndatorați și cei care vor să facă pot nota contul pe care cei din regie probabil vor afișa pe micul ecran, tocmai pentru a putea să vi-l notați și a deveni oficial ctitori acestei biserici, bisericuțe, colț de rai, cum o numesc mulți credincioși, Biserica Îngerilor, Biserica Sfânta Maria, biserica care l-a găzduit și îl găzduiește pe Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie, sărbătorit pe 9 iulie, o dată importantă pe care vă rog să vă notați în calendar și vă rog și vă invit de pe acum ca pe 9 iulie să veniți în pelerinaj, să vă închinați la Racla cu moaștele Sfântului Pangratie. Și există o tradiție la noi la bisericuță: toți cei care vin să se închine aduc un bilețel și îl pun în caseta de lângă Sfânt și se întorc după 3 luni să-i mulțumească. Am notat multe nume și persoane care m-au sunat și mi-au confirmat că n-a trecut mult timp și dorința lor a devenit realitate. Și într-adevăr, în intervalul celor 3 luni au venit să mulțumească cu recunoștință Sfântului că le-a schimbat viața. Eu știu că pentru mulți care acum ne ascultați este greu să acceptați că Sfinții ne pot ajuta și interveni în viața noastră. Eu știu că pentru mulți este greu să acceptați că rugăciunile pe care un preot le face, un arhiereu, pot fi mai presus decât banii care pot cumpăra uneori
lucruri pe care noi oamenii de rând nu le putem face. Dar să nu uitați un lucru, cu bani nu poți să-ți cumperi iubire decât de o noapte. Cu bani nu poți să-ți cumperi sănătate decât temporar să-ți pansezi răni. Și cu bani nu poți să-ți cumperi admirație decât pentru scurtă perioadă. Ceea ce rămâne în urma noastră și a voastră, iubiții mei, sunt faptele frumoase, sunt faptele bune și capacitatea și posibilitatea pe care fiecare dintre noi o avem de a ierta, de a oferi, pentru că tocmai ce vorbeam de iubire, ea nu se poate măsura cât costă, dar se poate oferi fără măsură. Îi mulțumesc soției că mă înțelege de multe ori când, fiind agasat de problemele administrative în sensul dezvoltării anumitor proiecte, când de multe ori întârzii pentru că îmi dedic timpul ascultându-vă necazurile, ai nevoie de multă înțelepciune și de multă răbdare, tocmai ce vă spuneam, că răbdarea este o virtute, să ai răbdare, să-l asculți și să-l înțelegi pe omul care la rândul său trebuie să înțeleagă și trebuie să-i ajute pe cei care au nevoie de sfatul și de îndemnurile lui. De aceea v-aș ruga și pe dumneavoastră, iubiții mei, cei care mă urmăriți, să nu mă judecați. Sunt om, sunt supus greșelilor, pot poate și eu greși, pentru că atunci când ești foarte concentrat în anumite probleme, atunci când lupți cu duhuri necurate, îmi amintesc doar de un episod recent, acum câteva zile, când un copil de 5 ani jumate a intrat în biserică și era posedat de duhul cel rău. A țipat și a urlat cu o voce de matur, de om matur. Și când m-am apropiat să-i citesc rugăciuni, striga din el o voce cutremurătoare: nu te apropia de mine. Aceste informații pe care vi le dau vă pot afecta emoțional și această emisiune trebuie să înțelegeți, iubiții mei, că nu este pentru oricine. Această emisiune este doar pentru cei care vor să evolueze spiritual și vor să înțeleagă că în această viață și în această lume nu suntem de capul nostru. Și în momentul în care am reușit, pentru că mama și cei care erau lângă noi au încercat să-l țină, l-am întrebat: cum te cheamă, Duhule cel stăpânești? Și nu vrea să spună, spunea: nu spun, nu mă mai întreba. V-ați gândit oare că anumite boli pe care le aveți, v-ați gândit că poate persoanele dragi vouă din viața voastră, care astăzi vă chinuie, vă înjură, vă blamează, care astăzi sunt extraordinar de buni și mâine sunt foarte răi, pot fi posedați sau sunt posedați de un duh rău? Poate nu v-ați gândit și ar fi bine să vă gândiți. Vă aștept să stăm de vorbă, nu vă costă nimic. Și pot confirma mulți pelerini care au trecut pe la bisericuță că de fiecare dată când ați venit, am cumpărat câte un pachetel și l-am dăruit în dar celor care s-au ostenit să ajungă până acolo. L-am dăruit ca semn de prețuire pentru dragostea
pe care au avut-o și pe care o aveți, cei care veniți până la biserică. Dar să țineți minte un lucru, că dacă eu v-am spus și v-am recomandat ceva în acel moment, înseamnă că am simțit acel lucru. Și să știți că acelora care le-am recomandat anumite lucruri, le-am dat anumite canoane, nu mari, foarte mici, problemele vieții și necazurile lor s-au rezolvat. Nu vreau să interpretați expunerea mea ca o reclamă, că nu suntem aici pe postul de a ne face reclamă la cât de mari sau minunați suntem. Așa cum vă spuneam în timpul emisiunii, sunt un om de rând, un om care am încercat să-mi dedic parte din viața mea ascultării, alinării sufletelor dumneavoastră. Și tocmai de aceea am mulțumit celor care trebuie să mă suporte sau celei care mă așteaptă cu drag acasă. Însă v-aș ruga, iubiții mei, să înțelegeți că nu-i de joacă cu viața ta proprie. Nu vă jucați cu ea, că așa cum ai primit un dar, așa o poți pierde. Așa cum telefonul are nevoie de încărcare la baterie, pentru că nu poate fi permanent activ, și voi aveți nevoie de încărcare cu energia pe care o primiți prin lucrarea Duhului cel Sfânt ce se pogoară peste mintea voastră, peste viața voastră, doar atunci când cu adevărat vă doriți să vă schimbați viața. Acest Sfânt pe care îl iubesc și îl prețuiesc, aș vrea să vină în casa voastră și ceea ce scrie în tăblița din dreapta icoanei să vă aducă și să vi se împlinească mesajul pe care Sfântul vi-l transmite și care vă spune că cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și bunăstarea vor lua locul întristării. Adică cei care vor începe să creadă în puterea lui Dumnezeu, să creadă în puterea sfinților și în puterea lor, a voastră, a celor care astăzi sunteți căzuți, vă veți ridica. Veți avea parte de bucurie, de iubire și de bunăstare și veți deveni mult mai puternici, pentru că această putere despre care eu vă vorbesc nu poate fi adusă de bani, nu poate fi cumpărată de la piață, ci ea poate fi dobândită prin Sfânta Împărtășanie, la care vă invit să mergeți la preoți, la duhovni, să le cereți să vă împărtășească, să vă spovedească. Și apoi, așa cum scriam în cărțile mele pe care le vedeți aici în platou, să ajungeți, iubiții mei, să citiți și să înțelegeți cât de important este timpul pe care îl puteți da și pe care vi-l puteți da vouă și sufletului vostru. Această zi, acest moment, acest ceas este important, restul nu știm ce va urma. De aceea gândiți-vă că aveți șansa ca în casa voastră să mai vină un sfânt pe lângă sfinții și icoanele frumoase pe care le-ați pus în colțul de rugăciune, și mai mult decât atât, să citiți acatistul și acatistele care sunt recomandate în momentele grele pe care le aveți, și cei care se deoache sau cei care trec prin momente de panică, atacuri de panică,
să folosească acest un de lemn sfințit și să spună rugăciunea Tatăl nostru cel puțin de 10 ori pe zi. Nu vreau să vă plictisesc. Nu vreau să vă pun în canonul rugăciunilor foarte grele. Aș vrea totuși să vă dau un canon pe care vă rog să-l respectați și pe care să-l transmiteți mai departe și să îl spuneți copiilor voștri, să-i sunați, să-i spuneți părinților voștri, dacă îi aveți în viață, să le spuneți acest canon pe care l-ați primit, că este obligatoriu să fie îndeplinit de fiecare dintre voi, cei care mă urmăriți, atât la televizor, dar și pe YouTube. Puteți să mă căutați acolo, aducător de bucurie. Dar vă rog ca acest canon pe care vi-l voi da în câteva secunde să-l respectați și să nu uitați de el niciodată, pentru că este un canon sacru care v-a fost dat într-un moment în care timpul a stat în loc, m-ați ascultat și această emisiune v-am dedicat-o vouă și pe care o puteți urmări mâine în a doua parte de la 8 dimineața la 10 în partea a doua și să le spuneți tuturor că în această zi ați primit un canon pe care este obligatoriu să-l respecte toată lumea care va auzi de el. Vă rog să vi-l notați, ca să nu-l uitați, pentru că acum vi-l voi spune din toată inima și din toată ființa. Și acest canon este format din două cuvinte. Fiți fericiți! Acesta este canonul pe care eu vi-l dau și să vă bucurați de el toată viața, să spuneți amin. Aș vrea să închei această emisiune de suflet cu o rugăciune de suflet pe care s-o adresăm către Sfântul Pangratie, să o adresăm către puterile cerești, către stăpânii și împărății și pe care vă rog să o rostiți cu mine împreună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Sfinte Mare Mucenice Pangratie, Cel care cunoști durerea sufletului meu, și necazul meu îl știi. La tine vin și alerg în acest ceas al zilei, rugându-te să mijlocești înaintea Tatălui nostru cel ceresc, ca necazurile și supărările mele să plece de la mine, robul sau roaba ta, spuneți-vă numele. Și să ai grijă de sufletul și de viața celor pe care dumneavoastră îi veți pomeni acum și să-mi ajut și mie, nevrednicului sau nevrednicii, care astăzi înalți rugăciune către tine, să primim darul binecuvântării cerului și să îți putem mulțumi ție și tuturor sfinților pentru binefacerile pe care ni le-ai vei trimite nouă în dar la cererea noastră. Voi, puteri cerești, Arhanghel Mihail și Gavril, stăpânii și împărății, ascultați-ne pe noi, cei care astăzi ne rugăm, spuneți-vă numele. Ajutați-ne ca de azi înainte să trecem cu bine peste încercări și să fim binecuvântați. Amin. Dumnezeu să vă ajute.